Dumneavoastră puteți să o udați acolo și să faceți din ea o floare mare și frumoasă în interiorul dumneavoastră și când vom avea frumusețe, cu cât vom avea mai multă frumusețe în interior, adică absența negativității, absența emoțiilor negative, cu atât lumea ne va părea mai frumoasă. Nu știu dacă ați văzut fotografii cu bătrâni care au niște riduri adânci și din care răspat niște ochi fantastici și până și ridurile acelea par, nu sunt acele minunate fotografii de artă făcute de artiști, răzbate o frumusețe fantastică. Această frumusețe nu putem vedea dacă noi nu suntem frumoși în interior. Vă doresc să fiți foarte frumoși în interior și dacă veți dori mai mult despre frumusețe interioară, v-am spus, sunt dispusă să vin și altă dată într-o conferință doar pentru un subiect ca acesta. Vă pot vorbi despre minte, despre modul în care mintea noastră ne păcălește în fiecare zi și poate în fiecare clipă și în orice moment ne pune în fața alegerii. Aleg să percep un lucru pozitiv sau aleg să percep în mod negativ. Și alegerea mea de percepție mă face pe mine frumos, mă face mai fericit, mă face să mă simt mai bine sau, din potrivă, mă va face să mă simt mai rău, indiferent că mă gândesc că mă uit la tine și spun că tu ești urât, că tu nu ești în stare de nimic, că te denigrezi. În momentul în care fac o astfel de percepție, eu o creez în propria mea ființă. Foarte important acest lucru. Când percep un lucru care mi se pare că e în afara mea, eu percep în interiorul meu. Mulțumesc că m-ați ascultat!